zi. Exact. Prima dată aici la noi? Gata. Aici, aici, aici. Încă mai avem timp acum. Gata, ce? Timp dorit cu voi. Kärcher este lider global în soluții de cleaning, deci știm cel mai bine să facem cleaning și să curățăm și avem o misiune pe care ne-am asumat-o la nivel global de a menține, a curăța și a ne îngriji de tot ce înseamnă lucru valoros pentru omenire, de la clădiri de valoare istorice până la monumente. În sub umbrela acestei misiuni globale, astăzi suntem la Timișoara și ne bucurăm să fie adus o contribuție tangibilă la acest oraș frumos. În ultimele două zile am făcut un proiect desfășurare de forță de a curăța piața Sfântul Gheorghe din Timișoara și mulțumim primărie că i-am avut alături și am simțit tot sprijinul și ușa mai mult decât deschisă, așa fel încât să putem să venim și să facem această muncă de voluntariat pe care am făcut-o cu mult drag și cu mult suflet. Noi am trimis aici o echipă de 10 specialiști, colegii mei, care au venit cu un camion de echipamente. Avem 8 echipamente. A fost o desfășurare de forțe la propriu, pentru că curățatul unui monument necesită, e un lucru, un proces delicat și necesită o expertiză anume. Am adus experiența colegilor în zona curățării cu gheață carbonică, spre exemplu. Asta e ceva ce e mai aparte. Și, evident, curățatul pe jos, asta e o curățare mai tradițională cu echipamente specifice. În România am avut un singur proiect, în urmă cu mai mulți ani, în Sibiu, la podul minciunilor, dar la nivel global Kärcher este recunoscut pentru astfel de proiecte și sunt foarte multe proiecte. Spre exemplu, London a fost curățat cu echipamente Kärcher, statuia președinților de la Muntele Rushmore a fost curățată, o să prezint astăzi. Sunt lucruri spectaculoase pe care le facem cu bucurie și în același timp cu grija că ele înseamnă foarte mult pentru comunitate și pentru oamenii în care lumea în care trăim, pentru noi toți. Timișoara, să zicem, ne-a costat, dar având în vedere faptul că noi am făcut cu echipamentele noastre, cu echipa noastră, pot să zic că undeva în jurul unui cost de 10.000 de euro, acesta ar putea fi, da. În Timișoara, deocamdată nu, da. Este gata, strălucește, da. Mergem. Puteți să vizitați, da. În primul rând, curățenia în general este foarte importantă pentru noi. La fel de important este și să ne deschidem către comunitate și asta înseamnă și mediul privat și ne bucurăm întotdeauna când putem să stimulăm implicarea mediului privat și asta în acest an de capitală culturală funcționează extraordinar de bine. Avem foarte, foarte multe firme care vor să se implice în acest an de capitală și mă bucur foarte mult că și Kärcher s-a hotărât să facă acest proiect împreună cu noi. Piața Sfântul Gheorghe este o piață extraordinar de frumoasă, care a fost reabilitată acum câțiva ani, dar care adevărul este că a stat întotdeauna și încă stă un pic în umbra celor trei piețe mari din centrul istoric, Piața Libertății, Piața Unirii și Piața Victoriei și am vrut cu acest proiect inclusiv să începem o nouă poveste, un nou capitol în viața pieței Sfântului Gheorghe, în sensul în care vrem să umplem această piață cu mai multă viață și bineînțeles că pentru asta trebuie să fie și curat și mă bucur foarte mult că Kärcher împreună cu noi a făcut acest proiect și a arătat că este posibil să tratăm monumentele Timișoarei, patrimoniul istoric al Timișoarei cu mult respect.